Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Tradiția Via Spiritualității Creștine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. De asemenea, nu uitați de toate materialele și intervențiile, interviurile cu invitații noștri speciali. Astăzi este alături de noi Ștefania Isailă, psiholog, pasionată de spiritualitatea carmelitană. Vorbim cu Ștefania de la Cluj. Vom vorbi despre o carte frumoasă în cadrul acestei campanii. Este vorba despre Castelul Interior de Sfânta Tereza de Avila, Desăvârșirea Spirituală sau cele șapte etape ale Unirii Sufletului cu Dumnezeu. O carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină a Editurii Herald, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. Și cu sprijinul, bineînțeles, al Ordinului Carmelitanilor Desculți din România. Carte care face parte, așa cum spuneam mai devreme, din campania Tradiția Vie a Spiritualității Creștine. Castelul Interior este una dintre cele mai importante lucrări ale misticii creștine apusene, cunoscută și iubită de întreaga lume creștină. Putem spune că ea constituie, alături de o altă carte uh, foarte importantă, Noaptea Întunecată a Sfântului Ioan al Crucii, o piesă de referință a misticii carmelitane a Spaniei secolului de Aur. Care își păstrează, încă prin prospețimea și sinceritatea ei, actualitatea și puterea de transformare a sufletului cititorului. Iată o carte pe care noi o recomandăm cu, cu mult drag și despre care am mai, tocmai pentru că este o carte foarte importantă, am mai vorbit de altfel și cu alți invitați. Ștefania, ce ne poți spune despre, despre Ordinul Carmelitan, despre Muntele Carmel, despre mistica apuseană, despre acest personaj cu totul și cu totul remarcabil, așa cum spuneam în acea perioadă a celor vremuri, secolul de aur, Sfânta Tereza de Avila? De altfel, un soi de mentor spiritual, aș putea spune, pentru Sfântul Ioan al Crucii, diferența de vârstă dintre ei era de undeva în jur de 30 de ani, dar Sfânta Tereza de Avila, prin tot ceea ce ea a făcut, și-a pus cumva amprenta, din punct de vedere spiritual, asupra Sfântului Ioan al Crucii și a operei pe care acesta a dat-o cititorilor. Da, era o prietenie între, între cei doi de care pomeniai de Tereza de Avila și Ioana Lă Cruci, și aceasta a contribuit la reforma Ordinului Carmelitan. Ordinul Carmelitan ia naștere câteva secole mai devreme și, spre deosebire de alte ordine care sunt legate de prezența unei figuri fondatoare, Carmelul este legat de un loc, Carmelul, Muntele Carmel din, din țara Sfântă și uh, este un loc cu lanț muntos, cu vegetație și zoare naturale și uh, e interesant pentru că e un loc care apare în Biblie, în Vechiul Testament, legat de povestea lui cu Ilie și uh, Elizeu și un simbol al întregii țări, făgăduințe, pe, uh, țări făgăduite. Pentru că dacă poporul rămâne fidel legământului cu Dumnezeu, pământul va fi rodnic și frumos. Dacă se îndepărtează de cuvânt, țara se transformă în pustiu și va fi lăsat uh, pe mâna uh, dușmanilor. Și uh, și locul, cumva, simbolul libertății, alegerii, uh, și asta e important după aceea când o să ajungem uh, mai specific la castelul uh, uh, interior. Pentru că deja de, uh, în uh, spiritualitatea carmelitană erau uh, bazele unor intuiții pe care le declină mult mai detaliat uh, Tereza mai, uh, mai târziu. Uh, pentru că pe muntele acesta uh, Carmel, uh, dacă mai țineți minte Ilie, uh, îi pun, pune poporul să hotărască pe cine vrea să slujească și cui uh, vrea să se închine, în care tipul de decizie pe care sufletul trebuie să o ia când se hotărăște dacă intră sau nu intră în castel. Deci folosește o altă metaforă pentru, pentru a descrie uh, o dinamică, o tip de alegere pe care, la fel cum poporul Israel, Tereza, a trebuit să o facă, și noi suntem uh, chemați uh, să o facem, să hotărâm, rămânem în afara castelului sau vrem să intrăm uh, în castel și aici se joacă întotdeauna partea de libertate uh, a noastră. Uh, dar... Uh, cum spuneam, Carmelul are și ca semnificație grădină. Și asta poate interesant, mai ales că iar o rezonanță simbolică de la Geneză până uh, Grădina Ghețimani, uh, Ierusalimul Ceresc, dar și pentru că România, de multe ori numit a fost numită uh, ca și Grădina Maicii Domnului. Deci, cu o mulțime de rezonanțe care pot să fie uh, pline de sens și semnificație pentru, uh, pentru contextul uh, românesc. Uh, Car uh, Teresa de Avila trăiește într-un moment de criză în, în, în Biserica Catolică și ea propune o reformă plecând de la viața de rugăciune cu Domnul. Și asta iarăși e important, pentru că noi când vrem să schimbăm ceva, plecăm, vrem să schimbăm lumea. Și nu plecăm de la schimbatul propriei persoane, de la niște pași, niște, un drum pe care îl avem de făcut. Castelul interior, ca și carte, e o carte care uh, este plasată la, spre sfârșitul vieții Terezei. Uh, și cred că poate fi înțeleasă mult mai bine și mult mai ușor dacă citim și viața Terezei de Avila, pentru că acolo începe să povestească despre viața ei, despre ce înseamnă rugăciunea, cum vede rugăciunea și castelul scrie spre finalul vieții, după ce are, îl întâlnește pe Ioana al Crucii, are o mulțime de alte experiențe, înțelege mai mult și atunci este o, cumva o privire retrospectivă care încearcă să integreze tot ce a trăit până atunci într-o explicație metaforică care să fie ușor accesibilă și folosește ceea ce era la îndemână, pentru că trăiește în Avila și ne-am uitat pe internet sau am vizitat, știm cum arată ca și, uh, ca și Castea. Deci pleacă de la uh, niște simboluri pe care ea le are la îndemână ca să încerce să explice lucruri uh, uh, care ne sunt cumva accesibile, dar greu de pus în cuvinte. Uh, și ce e interesant, pentru fiind o metaforă, cumva rezistă peste timp. Pentru că eu am făcut, de exemplu, cititul ăsta cu mai mulți prieteni de ai mei și le-am le citit fragmente și n-au reușit să ghicească când a fost scrisă. Adică e foarte greu de spus, e scris acum 500 de ani, pentru că are un limbaj atât de accesibil și de uh, imediat, uh, care uh, ne surprinde. Deci de asta cred că ascultătorilor dumneavoastră le-aș spune că merită să ia cartea în mână pentru că o să aibă o surpriză. Dacă ar auzi doar că e scrisă în evul mediu, ar zice, e o carte grea, greu de parcurs, sigur nu o să înțeleg mare lucru. Din contră, e o carte accesibilă, cu un limbaj imediat, nepretențios, tocmai pentru că, de fapt, ce-și dorește teresa să transmită, îi, pe de o parte, experiența ei de relație cu domnul, dar și să-l provoace pe cel care citește sau care o să o asculte, să intre în această dinamică a relației uh, cu domnul. Și uh, cele două sunt uh, importante pentru că îți dublate și o mulțime de sfaturi uh, practice despre, uh, uh, despre rugăciune. Și ceea ce e de spus și pentru. Uh, Ioana Cruci și pentru Tereza, se pune mult acces la ei pe partea de asceză. Adică eu trebuie să fac o mulțime de lucruri, să renunț la o mulțime de lucruri ca să ajung la Domnul. E adevărat, dar nu-i complet. În sensul că există ceva care îi e mai important, că sunt niște, nu niște premize care sunt importante de spus, pentru că Întotdeauna la început este Dumnezeu. Dumnezeu iubește fiecare creatură și vrea să intre într o relație cu această creatură. Dacă omul caută pe Dumnezeu, cu atât mai mult Dumnezeu l-a căutat pe el. Deci tot drumul pe care omul face este un răspuns la o inițiativă a Domnului. Nu este rugăciunea creștină dacă nu avem conștiința întâietății iubirii uh, lui Dumnezeu, dublată de o conștiință de a ne ști iubiți. Și gândiți-vă, într-o lume în care uh, stima de sine, incapacitatea de a ne simți, uh, ne, cât de des auziți pe oameni spunând că nu se simt uh, iubiți, a intra într-o dinamică în care să face o astfel de experiență îți dă total o altă așezare uh, în lume. Uh, și uh, este de spus că Tereza face o mulțime de lucruri importante și bune de la 20 de ani. Uh, spune, nu, nu a greșit cu păcate, mari, dar spune că, că s-a convertit la 40 de ani, uh, aproape la 40 de ani. Și uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, este un drum în care tu faci uh, lucrurile bune, cumva nu greșești, dar încă nu-ți bazezi toată viața ta pe Domnul. Încă cumva ești și cu Domnul și cu lumea, vrei să te înțelegi cumva cu toate. Și cei, cred că și asta mi se pare încă interesant și provocator, noi avem senzația că Dumnezeu ne ia ceva. Și nu adevărat. În momentul când noi ne bazăm pe Dumnezeu, primim totul. Pentru că tot ce face Tereza, Important. Tot ce scrie, toate mănăstirile pe care le fondează, toate se întâmplă după acest moment în care face saltul de încredere și de iubire în a se baza doar pe Dumnezeu. Și asta cred că e important de, de subliniat. După 40 de ani, scrie toate cărțile, ei fondează toate uh, lucrurile. Deci Dumnezeu nu ne ia uh, nimic, iar ne avem senzația că pierdem uh, ceva, ci ne dă totul uh, cu o lumină, cu o forță, cu o putere, uh, care dacă ar fi doar pe uh, propriile forțe, uh, vedem ce o reușit să facă și Tereza pe propriile forțe până până la 40 de ani. Și asta e în ciuda slăbiciunilor ei, problemelor de sănătate care transpar. Adică este o femeie puternică, e chiar prima femeie doctor în Biserica Catolică, deci propusă ca model de învățătură pentru, pentru noi, pentru noi toți dar nu este o femeie puternică are o mulțime de probleme de sănătate de multe ori dureri de cap rămâne blocată într-o parte sau alta. Zice la un moment dat că înțeleg că Dumnezeu are așa de puțin prieteni dacă îi tratează așa. Adică, cumva, are și o ironie care, dacă o citiți, e important de zis pentru că are o prospețime pe care nu o întâlnim la toți autorii. Și asta, cred că este un argument pentru care merită să punem mâna uh, pe carte. Și ceea ce aduce ea uh, în plus este tocmai câteva reflexii legate de, uh, de rugăciune, câteva intuiții care ne fac uh, rugăciunea, uh, da un traseu personal, pentru că vrem să ajungem la o relație cu Dumnezeu, nu uh, un traseu individualist și egoist care să te rupă uh, de, uh, de restul lumii. Și uh, rugăciunea pentru ea e viața. Deci când îi se cere să povestească viața ei de rugăciune, ea începe să-și povestească întreaga viață. Uh, și uh, tot parcursul uh, pe care îl face, ca încet încet să înțeleagă că nu-i singură, că Dumnezeu nu-i în afara omului, ci îl, locuie, îl uh, locuiește în interior, uh, că... Omul trebuie să-l caute pe Dumnezeu uh, în interiorul său, dar asta nu e un produs al intimității lui, al uh, doar uh, că se concentrează, ci și o decentrare de sine pentru a face loc pentru un altul, care e Domnul și prezența uh, lui. Și da, rugăciunea are nevoie de momente și spații. Suntem foarte obișnuiți să auzim pe unii sau pe alții că au programe de rugăciune, că fac diferite uh, lucruri, dar ea pune accentul și spune ceea ce este și în tradiția ortodoxă, uh, că rugăciunea uh, are, poate avea loc oricând și oriunde. Și că ar fi puțin dacă noi am crede că putem face, uh, uh, ne putem ruga doar în anumite momente. Sigur, avem momente privilegiate, dar nu sunt doar uh, acelea. Ca cel care iubește nu încetează să iubească. Care iubește în, în intervalul uh, 10-11. ci Iubește uh, mer permanent și se gândește mereu la cel uh, iubit oriunde uh, s-ar afla. Și e o schimbare cumva de, uh, de perspectivă, pentru că Dumnezeu, a făcut, cum am spus, are întâietate în iubire. El a făcut pasul spre noi și nouă ni se cere. Să răspundem și să intrăm în această dinamică, să ne eliberăm de tot ceea ce stă între, între noi și, și Dumnezeu. Și uh, se folosește mult de uh, experiențele de iubire dintre. Uh, dintre oameni în încercarea de a explica experiența asta și spune rugăciunea este, este, o relaționare cu Dumnezeu, ca și cu un tată, cu un frate, cu un soț. Se povestești, să-ți descarci năduful, să uiți, să spui lucrurile care pentru tine sunt importante, nu folosind formule complicate, ci cuvinte care vă vin din inimă, dar ne uitând cu cine vorbești. Că cel cu care vorbești este uh, Domnul uh, care uh, te-a creat, adică știi în fața cuiești, dar fără să ai atitudinea de frică, de pediapsă, pentru că El deja te-a iubit și a făcut totul uh, uh, pentru uh, tine. Și pentru asta este, cum spuneam, să totul se joacă în libertatea noastră, pentru că este nevoie de o hotărâre fermă și de neclintit să mergem uh, pe acest uh, drum. Pentru că nu e un drum lipsit de, de dificultăți. Dar e un drum atâta timp cât suntem în afara castelului și descrierile sunt foarte plastice, dacă merită citite în, în castelul interior cu șelpi, cu ce tip de lipsă de viață este în afara castelului. Și asta mi se pare important, ce talent are în a scrie, pentru că este un talent pentru că. Nu stă să scrie, nu știu, să rescrie, să-și facă un plan. Are puțin timp la dispoziție să scrie și de multe ori scrie fără să apuce, să revină peste părțile pe care le-a scris uh, anterior. Ceea ce arată că în mintea ei, în experiența ei, lucrurile sunt foarte clare. Și uh, de aici și propunerea pe care uh, o are uh, și la un moment dat. Uh, îi se cere sub ascultare să scrie această carte pentru că îi, îi se păreau că nu e cea mai potrivită, că sunt o mulțime de alte cărți care ar putea să fie uh, utile. Și argumentul care îi se dă spune să spui din propria experiență, experiența pe care tu, uh, tu o ai, pentru că asta face să fie mai, este mai accesibilă oamenilor decât uh, tratate dogmatice care sunt importante dar care nu sunt suficiente pentru a converti pe cineva. Pentru că vă dau exemplu unei alte carmelitane celebre, Edith Stein, moartă la Auschwitz, patroană a Europei, care se convertește în momentul în care citește o carte de-a Terezei. Merge în, rămâne în vizită peste noapte la niște prieteni și pune mâna în bibliotecă pe o carte, care e cartea vieții a Terezei și o citești odată noaptea și dimineața spune ăsta e adevărul și cere să, să fie botezată. Tereza știa lucruri despre creștinism, era o femeie instruită, lucra cu husăr, deci... Avea o cultură religioasă, dar e nevoie de o întâlnire uh, personală, de o facilitare a întâlnirii uh, și a înțelegerii că ești iubit uh, de domnul, ca să te pui în joc și să începi să faci anumiți uh, anumiți pași. Și teresa asta, la asta ajută. Uh, dă și câteva informații care te pot ajuta să vorbești uh, într-o formă mai, uh, nu știu să zic, mai. Um, teoretică despre rugăciune, dar în primul rând dă o mulțime de sfaturi uh, practice uh, despre uh, rugăciune. Uh, și uh, insistă, de exemplu, la început, pe un alt lucru care iarăși e la modă în timpul nostru, cunoașterea de sine. Uh, pe, uh, zice, cotesc un mare har al Domnului, a petrece o singură zi cunoscându-ne pe noi înșine, cu milință. Cu toate că ne-ar costa multe chinuri și necazuri, decât multe zile de rugăciune. Și asta, de exemplu, surprinde o atitudine care e foarte. nimult mai ușor să facem anumite ritualuri decât să ne punem în adevăr în fața Domnului, să recunoaștem cum suntem noi cu noi. Și umilința, ca și termen, pentru Tereza e adevărul. Nu e o umilire, ci este trăirea în, în adevăr. Un soi de smerenie mai degrabă decât umilință. Da, avem noi o sensibilitate în, în timpurile actuale legate de cuvânt, dar pentru ea are un sens pozitiv. Asta vreau să subliniez. Deci nu are conotația negativă pe care o avem în, în limbajul de zi cu zi. Și zice la un moment dat, zice, dacă aș fi înțeles cum înțeleg acum, Că în inima noastră locuiește un rege atât de mare, cred că nu l-aș lăsa atât de singur, ci din când în când i-aș ține companie. Și aș fi fost mai sârguincioasă să n -a mă păstra fără de pată. Adică, uh, are o, uh, și o sinceritate, cum ziceați la început, și o onestitate în a în a spune lucrurile astea, dar lucruri care sunt actuale, adică nu sunt într-un limbaj, am citat înainte din uh, Tereza, într-un limbaj mult prea complicat care să-l fac uh, inaccesibil uh, oamenilor din, uh, din ziua de astăzi. Și de aici partea asta de chemare la comuniune cu uh, Domnul care se adresează tuturor, Pentru, nu se adresează doar celor din mănăstire, și se adresează tuturor o, oamenilor pentru că toți am fost creați după chipul și asemănarea uh, lui Dumnezeu și suntem chemați la uh, o relație de uh, comuniune cu, uh, cu Domnul. Fiecare având ținând cont de specificul nostru, de aici în biserica catolică vorbim de carisme și carisma carmelitanei una dintre, ele, dar este carisma franciscană, ignațiană, adică este o modalitate, un aspect al nume prin un dar al Domnului, de a scoate în evidență ceva din misterul lui Dumnezeu și de a-l trăi și al mărturii celor din jur. Și această sensibilitate care pune accent pe relația cu Dumnezeu, pe inima iubitoare, este caracteristica carmelitană și nu e o caracteristică a celor din mănăstire, ci și a celor care trăiesc în lume și ei pot uh, și sunt chemați la, cu specificul vieții lor, dar tot la o relație de plină de comuniune uh, cu Dumnezeu. Și de aceea cartea se adresează nu doar celor din mănăstiri, ci publicului uh, larg, pentru că toți avem uh, sufletul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și suntem chemați uh, la comuniune cu El și demnitatea noastră cea mai mare este tocmai în a recunoaște asta și în a intra în, a intra în această dinamică de, uh, de iubire. Dragii noștri, a fost alături de noi Ștefania Isail, psiholog pasionată de spiritualitatea carmelitană. Am vorbit, a vorbit Ștefania atât de frumos despre Sfânta Teresa de Avila și a sa carte Castelul Interior, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald, carte care face parte și din campania online Tradiția Via Spiritualității Creștine. Mulțumim foarte mult, Ștefania! Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minții deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc.